În ultima perioadă, prețurile au explodat. Toate acestea au dus în ultimul an la scumpiri uriașe. De la alimente până la facturi sau combustibil, pentru toate plătim mai mult. În timp ce oamenii de rând nu știu cum să mai facă economii, premierul crede că ar trebui să ne obișnuim cu aceste creșteri de prețuri. Aproape toate alimentele s-au scumpit anul acesta, seceta și-a spus cuvântul, deoarece de la ea au plecat toate. A condus la creșterea prețului la cereale și aici intră grâul de panificație, sămânța de floarea soarelui, porumbul. Pe de altă parte, a fost și pandemia și multe țări au încercat să facă o protecție la alimente, astfel au exportat mai puțin. Dacă ăștia așa fac, așa rămâne, că ce când au bani, auzi. Și așa a zis câți o seară că economia așa se face prin scumpirea prețurilor ăștia. Am o părere foarte proastă, așa este că nu mai putem să ne descurcăm. De exemplu, eu la 800 de lei pensia mea, vă dați seama, și medicamente, că de-abia merg, mă dor picioarele. E greu de trăit, e greu cu pensiile astea de mizerie. Pentru noi aia care avem pensii mici, ăla e rea, dar pentru aia care au bani, nici ne bagă în seamă la discuția asta, ce aruncă bani și noi treabă. Eu am întâlnit în piață, persoa a venit unul, păi, de 3 lei, ui, scump. A venit unul, cât e, 4 lei. O da 4 lei și a plecat și pe mine cu 3 lei m-au lăsat. Asta e viața, nu avem ce face. Nu doar alimentele s-au scumpit, ci și produsele nealimentare cu 5,7%, dar și serviciile cu 2,6%. Pentru energia electrică plătim acum cu 16,9% mai mult. Scoate mai mulți bani din buzunar și atunci când facem plinul la mașină. Prețul combustibilului a crescut cu 11,7%.